Ok, mi-am adus aici câteva batoane proteice, astea sunt batoanele care mi-au mai rămas. Mi-am comandat acum câteva săptămâni mult mai multe, dar astea sunt cele care mi-au rămas. După cum puteți vedea, avem foarte multe batoane, din astea foarte scumpe, Snickers, Mars, M&M's, M&M's de două feluri chiar, cu ciocolată și cu peanut, dar după cum puteți vedea, M&M's-ul are decât 15 grame de proteină, cam puțin. Snickers-ul și Mars-ul 20%. Și acestea de la Barbells, care mi se par mie cele mai bune, astea am consumat destul de multe și sunt extraordinar de bune. Toate au câte 20 de grame de proteine și 200 de calorii. Mai avem și aici un Bounty cu 16 grame de proteină. Am luat cam câte 2-3 din fiecare și vreau să vă spun că Bounty-urile astea nu mi-au plăcut deloc. Astea de la M&M sunt destul de bune, mai ales astea cu peanut butter sau, mă rog, peanut cu alune. Asta chiar mi-a plăcut, a fost moale așa și destul de bun, destul de gustos. Marsul iarăși este foarte bun. Seamănă destul de mult cu marsul din comerț, cu marsul normal, da? Nu marsul proteic, cum este acesta. Și Snickers-ul seamănă, dar nu e chiar atât de gustos. E bun, dar dacă ar fi după mine... Marsul mi se pare mai bun și bineînțeles astea de la Barbells mi se par mult mai bune. Astea două sunt cu ciocolată, ăsta e cu ciocolată albă, toate trei este toate sunt foarte bune sunt și mai ieftine decât celelalte, decât astea cunoscute de la Snickers, de la Mars, de la M&M's, de la Bounty. Au și macronutrienți mai buni, stau mai bine la calorii. Astea au câte 200 de calorii. Snickers are mai mult, haideți să vedem. Ia uitați, Snickers are 225 de calorii. Astea au 200, da, de la Barber's. Ia să vedem și Mars câte calorii are. Ia uitați, și Mars are 209 calorii destul de bine, stă mai bine decât Snickers-ul. de la M&M's au mai puține calorii, au 192 de calorii. Ăsta cu ciocolată și ăsta cu peanut are 209. La fel ca și Marsul, numai că au mai puține grame de proteină, au decât 15 grame de proteină. Iar Bounty-ul, ia să vedem aici Bounty, are 218 calorii și la fel mai puține grame de proteină, plus că bounty ăsta mi-a plăcut deloc la gust, deci nu are nicio treabă, foarte, foarte prost la gust. Haideți să vedem ce mi aleg să mănânc, să vi le arăt și vouă. Ok, am ales acest Mars, uitați cum arată, haideți să vedem uh, cum este. Da, e super bun. Asta chiar e bun, v-am zis, seamănă cu cara mea, este mai tare decât Marsul obișnuit, nu este la fel de dulce, dar are destul de mult caramel și e bun așa la gust. E un pic mai tare, se mestecă așa ca o cara mea, ducea bomboanele acelea șocotof. Așadar, la gustarea asta avem acest mars, poate mai mănânc unul, dacă mai, mai mănânc unul vă arăt. Vă urez poftă bună tuturor! Ok, și pentru ultima gustare de astăzi, nici nu mai știu a câta e, a doua, a treia, avem aici un baton proteic de la Barbels. Așa înainte să ne băgăm la somn, uitați doar cât de bine arată batonul ăsta, este extraordinar. Asta este unul dintre cele mai bune batoane, Hazelnut și Nuga. Foarte, foarte bune batoanele astea. Haideți să vă arăt cum este și la interior. Mm. Doamne, cât de bun e! Bunie. Și e mult mai dulce decât celelalte batoane. E mult mai dulce decât Marsul la care l-am mâncat mai devreme. Mm -hmm. Foarte bun! Avem aici un baton Proteic Snickers alb, are 20 grame de proteină și 233 de calorii. Are foarte multe calorii, are aproape cât un baton Snickers normal, dar măcar are 20 grame de proteină. Haideți să vedem cum este. A costat 10 lei, să vedem dacă merită banii. Cam așa arată. Mm Da. E bun. Chiar e bun. Pentru a doua gustare pe ziua de astăzi avem aici un baton tot cu ciocolată albă de la Barbells. Tot cu 20 de grame de proteine, la fel cum avea și cel de la Snickers. Așa că vreau să fac o comparație să vedem care este mai bun. Asta are 204 calorii, vedeți? Are mai puține calorii față de Snickers care avea 233. Haideți să vedem cum este gustul. Ah, și asta a fost și mai ieftin. Asta este 9 lei, este mai ieftin cu un leu. Uitați cam așa arată. Este cu migdale asta. Haideți să vedem cum e. Mm -hmm. Da, da, e un pic mai bun decât snickers ăsta. Foarte, foarte bun batonul ăsta de la Barbells. Mi se par mai bune batoanele astea de la Barbells.